Niciodată, de când există cenzura, adică din epoca renașentistă, nu a existat nicăieri în lumea asta o formă de cenzură mai crâncenă decât cea pe care o exercită astăzi societatea. Cenzura comunistă, cenzura nazistă, chiar și cenzura practicată de biserică sunt nimic pe lângă gradul de cenzură pe care îl exercită astăzi societatea. Societatea actuală distruge complet și prin mijloace de teroare psihică de o cruzime inumană viața, cariera, demnitatea oricărui individ care își permite să exprime public opinii diferite de cele general acceptate. Efectiv, societatea de astăzi extermină orice persoană care își permite să aibă personalitate sau opinii proprii sau percepții asupra realității diferite de cele considerate acceptabile de noul set de norme morale numit politically correct. Cu alte cuvinte, în numele și întru protejarea unor interese politice și economice ale mai marilor lumii, căci despre asta și nimic altceva este politically correctness-ul, plebea doritoare permanent să se ralieze în jurul oricărui concept la modă și gata oricând să intre în lupte ce nu îi aparțin, dar despre care are convingerea că îi vor aduce recunoștință și lauri, ucide. Ea, plebea, ucide. Ucide vise, cariere, ucide oameni, căci sunt oameni care din cauza atacurilor își pun capăt zilelor. Nivelul de ură manifestată de societate, grobianismul discursului prin care este exprimată această ură, în special în online, agramatismul în care este exprimată această ură, demonstrează nivelul intelectual și academic deosebit de scăzut al societății românești la momentul prezent. Oameni cu un asemenea nivel intelectual și academic, oameni care nu cunosc reguli elementare de scriere în limba română, oameni care nu au capacitatea de a formula idei proprii, ci se exprimă exclusiv în sintagme stereotipe, oameni care prin modul în care se exprimă demonstrează un vocabular deosebit de restrâns, oameni care prin ceea ce exprimă demonstrează zero capacitate analitică și zero capacitate de a dezvolta un raționament complex, acești oameni cu acest nivel intelectual, uman și academic, decid ce este și ce nu este moral. Și tot ei decid cine trebuie distrus pentru lipsă de moralitate. La asta se referea Petrețuțea când spunea că democrația se traduce prin a da arma pe mâna maimuțelor. În societatea românească de astăzi, intelectualii, elitele, trebuie să se autocenzureze pentru a nu deranja proștii. Pentru că proștii constituie majoritatea, iar majoritatea are puterea de a distruge minoritatea. Adică proștii au puterea de a distruge elitele. Ei bine, o societate în care elitele intelectuale sunt forțate să tacă în fața proștilor și sunt forțate să facă asta sub presiunea sau și sub amenințarea cu repercusiuni cu efect irreversibil asupra vieții și carierei lor, o societate în care proștii comandă, iar elitele execută, este o societate dominată de dictatura prostiei. Iar acea societate nu poate decât să involueze. Evoluția este efectul activității elitelor. Ce efect are această cenzură în online? Creatorii de conținut sunt forțați de cenzura exercitată de societate să își adapteze activitatea și sau discursul la normele general acceptate. Cu alte cuvinte, s-a ajuns deja la o uniformizare a internetului. Toți creatorii de conținut fac și spun aceleași lucruri cu ale de conținut. Nimeni nu își mai permite să exprime o idee nouă, pentru că nu știi cum va interpreta nu știu ce lider de opinie din online acea idee, și te trezești că îți trimite toată turma lui de urmăritori să te distrugă. Sau nu știi cum nu știu ce lider de opinie din online sesizează în ceea ce spui tu o oportunitate de a intra într-un conflict cu tine. Și în acest sens își trimite toată turma de urmăritori să te raporteze și să te atace, deci să te distrugă. De asemenea, nimeni nu își mai permite luxul de a rosti în online adevăruri pe care le poate proba, pentru că nu știi pe cine deranjează acel adevăr și nu știi cum vei plăti pentru acel deranj.
Nimeni nu își mai permite să facă rabat de la regulile impuse de societate sau de la discursul standard sau de la ideile standard. Pentru că oricine își permite să facă asta este imediat atacat prin campanii concertate direcționate împotriva sa. Este imediat raportat, este supus unui nivel de umilință greu de suportat emoțional și într-un final își pierde contul. Și odată cu contul, munca depusă în ani. Și este înlăturat din viața publică. O altă formă de cenzură este aceea prin presiunea vizualizărilor. Creatorii de conținut de calitate nu înregistrează vizualizări. Este un fapt demonstrat. Nu înregistrezi vizualizări, nu ești monetizat. Monetizarea este condiționată de numărul de vizualizări. Piața funcționează pe principiul cererii și ofertei. Dat fiind faptul că nu există cerere pentru conținut de calitate, sub presiunea condițiilor de monetizare impuse de YouTube, de exemplu, creatorii sunt forțați să scadă calitatea. Sunt forțați să facă ce se vinde, cu alte cuvinte. Iar atunci când creatorii de conținut de calitate renunță la conținutul de calitate care nu interesa pe nimeni și încep să facă ce se vinde, aceeași plebe ipocrită, care nu a demonstrat niciun interes pentru conținutul de calitate al respectivului, se erigează acum în apărători a educației și ai culturii și îl acuză pe acesta că face conținut penibil pentru că este foame. Da, creatorii de conținut urmăresc obținerea unui câștig financiar. Dacă mâine YouTube-ul ar ridica monetizarea, majoritatea conturilor ar dispărea, pentru că nimeni nu muncește în folosul comunității. Așa cum toți creatorii de conținut își doresc să obțină notorietate. Ne dorim să obținem notorietate. Cine spune altceva, minte, este ipocrit. Eu, de exemplu, nu vă spun nici 1% din ceea ce aș vrea să vă spun în legătură cu diverse subiecte, pentru că dacă eu aș exprima pe YouTube ceea ce gândesc, fără discuție aș fi raportată fără încetare. Nu spun lucruri pe care nu le gândesc, dar nici nu spun mare lucru din ceea ce gândesc. Atâta vreme cât această cenzură exercitată de societate nu va înceta, creatorii de conținut nu își vor permite luxul de a aduce un plus valoare discursului de pe internet. O anumită doză de cenzură socială este benefică. Cenzura presupune exercitarea unui control asupra moravurilor. Dar există o diferență majoră între cenzura de bun simț și la ce s-a ajuns astăzi. Este ok să raportezi instigarea la ură. Este ok să raportezi instigarea la violență de orice fel. Este ok să raportezi instigarea la consum de substanțe. Este ok să raportezi promovarea unui comportament sexual deviant și ilegal. Dar nu este ok deloc să raportezi oameni doar pentru că ți se pare ție un individ care cu siguranță nu cunoști nici măcar definiția moralității, că o anumită conduită legală nu este morală. Nu este ok să ataci și să distrugi oameni pentru că fac legal reclamă la orice, etc. În democrație domnește legea. Tot ce nu este ilegal este permis. Și ceea ce este foarte important de înțeles este că această cenzură anulează dreptul individului la o informare corectă. Așa cum vă spuneam mai devreme, nimeni nu mai are curajul să exprime realități demonstrabile, deosebit de important a fi cunoscute de mase, știind că asta va atrage după sine ură, raportări, campanii pentru excluderea respectivului din online sau chiar din spațiul public. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, pentru că aceasta este singura manieră prin care atât eu cât și algoritmul YouTube înțelegem că pe voi vă interesează genul de conținut pe care eu vi-l propun. Și atunci voi continua să postez. Pentru că da, și mie îmi este foame. Și eu, tot în speranța unei monetizări, fac această activitate. Dacă voi continua să înregistrez 20, 80, 100, 200 de vizualizări la clipurile culturale, cele de pe canalul destinat subiectelor culturale, voi înceta să le fac, evident. Mulțumesc! La revedere!